Soțiile care își bănuiesc soții că le înșală pot folosi fără grijă dispozitive GPS pentru a le urmări în secret toate mișcările. Același drept îl au, bineînțeles, și soții aflați în situații similare. Cel puțin așa stau lucrurile în Statele Unite după decizia unei curți de apel din New Jersey. Instanța a decis că urmărirea prin GPS a unui soț presupus infidel nu i-a încălcat acestuia în niciun fel intimitatea. Decizia i-a încântat pe detectivii particulari americani, care oricum s-au obișnuit deja să apeleze la sistemul GPS mai comod decât urmărirea tradițională cu mașina. O loterie